O stradă din Timișoara a fost inundată după ce un muncitor a spart din greșeală o conductă de apă rece. Un jet de apă a țâșnit din pământ ca o fântână arteziană. O conductă spartă a transformat în râu o stradă din Timișoara. Unul dintre muncitorii care lucrau la îngroparea unor cabluri în subteran a reușit să spargă o conductă de apă. Rotești și dai cu ascutit! Mai de la mijloc! Da, așa, acum dau bine la gogule? Dă-i acolo că dai bine! Imediat strada a fost inundată. Un trecător a surprins fântâna arteziană care a apărut în mijlocul străzii. Muncitorii companiei de apă s-au deplasat de îndată la locul incidentului, însă până la remedierea defecțiunii, alimentarea cu apă a fost întreruptă. Ești nebun? Ești prost!